Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții Herald, din nou împreună la un nou eveniment editorial, eveniment cultural în cadrul Târgului de Carte Online Elefant Fest, desfășurat în perioada 27-31 mai. Și editura Herald este alături de dumneavoastră la acest Târg de Carte Online, vă așteaptă, bineînțeles. Astăzi vorbim despre o carte publicată în colecția Spiritualitate creștină la editura Herald, despre Suflet și Înviere, Grigorie de Nisa, și am să vă arăt cartea și la cameră. O carte superbă, o carte reeditată, și alături de noi astăzi este Andrei Găitănaru, psihoterapeut istoric al ideilor. Andrei, cum ai simțit această carte? Știu că tu ai citit și prima ediție. Cum ai simțit-o și ce ne poți spune despre această carte în contextul acestei colecții Spiritualitate creștină? Păi, aș putea începe prin a spune că pentru mine a fost realmente o sărbătoare de carte pe care citam de Grigorie de Nisa. Începusem cu Viața lui Moise și e un tratat foarte important, doar că acest tratat a venit ca o sărbătoare din perspectiva bucuriei răspunsurilor pe care mi le oferea. Pentru că, e adevărat, acest tratat este emblematic pentru ceea ce se poate numi o teo-antropologie creștină. Pentru că vorbește despre om, despre natura sufletului, despre destinul sufletului în această viață și ceea ce urmează propriu-zis pentru el după ce acest pasaj al vieții de aici, un pasaj pedagogic, se va termina. Și până să mă întâlnesc cu acest tratat, nu găsisem foarte multe texte, sau nu prea găsisem texte, de fapt, care să-mi vorbească atât de lămuritor despre, nu doar despre natura sufletului, ci și despre ceea ce se întâmplă cu sufletul, pentru că tratatul se numește Despre Suflet și Înviere. Acum, tratatul acesta, când vorbește despre suflet, este perfect în acord cu învățătura Sfinților Părinți, Sfântul Grigorie de Nisa fiind unul dintre cei trei mari părinți capadocieni, adică din Cezarea Capadociei, Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa și Sfântul Grigorie de Nazians. Este perfect în acord cu tradiția Sfinților Părinți. Despre suflet, se simte aici și o moștenire grecească, într-un fel, despre împărțiri tripartite, propriu-zis, ale sufletului și o înțelegere tripartită a naturii sufletului. Nu o să intru acum în detalii despre această discuție. Însă are un aspect foarte, foarte important, acela că atacă un subiect delicat, cel al apocatastazei, care este propriu-zis o erezie, o erezie origenistă. Origen este un autor de secolul I, care a spus multe lucruri foarte bine primite de tradiția Sfinților Părinți, dar cu altele dintre cele pe care el le-a spus, a căzut pe alături, alături față de ceea ce urma să devină învățătura bisericii dezvoltată în secolele următoare. Și într-una dintre învățăturile sale, Origen vorbește despre reînviere sau învierea sufletului ca despre o întoarcere la stadiul inițial al creierii sale de către Dumnezeu. Aspect care este combătut de Sfinții Părinți și Grigorie de Nisa o face la rândul lui, accentuează asupra faptului că nu vorbim despre o întoarcere inițială, la o stare inițială, pardon, deci nu vorbim despre o întoarcere la o stare inițială, ci vorbim despre o întâlnire cu iubirea lui Dumnezeu, iubirea infinită lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, o iubire ardentă a unui Dumnezeu care iubește infinit. Și care, explică el foarte, foarte frumos, caută să tragă
să le tragă pe ale sale, adică pe cele divine din om, la el însuși. Ori ceea ce este foarte frumos este că Grigorie de Nisa, Sfântul Grigorie de Nisa, explică cum suferința, de pildă, are de fapt o funcție terapeutică. Este de fapt procesul prin care Dumnezeu ne trage la el, cum ai trage, să zicem, un cadavru sau un corp din dărâmături, care trăgându-l dintre dărâmături, ceara rămâne de partea intrării și trece doar sfoara. Și ceea ce spune Sfântul Grigorie de Nisa este că acest proces este dureros, implică suferință. Dar numai așa se poate propriu-zis ajunge la Dumnezeu prin acest proces de purificare, propriu-zis de curățare. Ori, ceea ce el spune este că prin acest proces de curățare, propriu-zis, Dumnezeu nu ne pedepsește, da? Dumnezeu nu pedepsește sufletul omului, ci îl vindecă, îl tratează. Este o terapie. Și moartea în sine este ea însăși un proces de curățare și de terapeutizare. Ori, un lucru iarăși foarte important pe care Sfântul Grigorie de Nisa îl subliniază este faptul că odată ce sufletul omului este curățat și ajunge lângă Dumnezeu, procesul de apropiere de Dumnezeu este practic infinit. Cu alte cuvinte, el vorbește despre un urcuș infinit către Dumnezeu, un Dumnezeu care nu poate fi epuizat, care nu poate fi prins, determinat, presupune atât o proximitate infinită, cât și o distanță infinită care se cere a fi parcursă în drum către acest Dumnezeu, care se și dă și în același timp se și retrage. Și este aici vorba despre epectasis, un concept foarte important pentru teologia Sfântului Grigorie de Nisa, care desemnează exact acest proces de, nu de reîntoarcere la Dumnezeu într-o stare inițială, cum ar fi spus Origen în doctrina apocatastazei, ci despre o înaintare infinită către un Dumnezeu care cheamă în mod infinit și nu poate fi niciodată epuizat. Ca atare, antropologia aceasta creștină pe care o găsim în tratatul despre suflet și înviere este o antropologie foarte dinamică. Pentru că nu vorbește despre o încremenire într-un proiect, ca și cum gata, m-am sfințit și odată ce ai dobândit statutul de sfânt, ești realizat. De acum poți să stai și să te odihnești, cum uneori mai auzim că se spune. Nu, de-abia atunci începe propriu-zis o înaintare vertiginoasă către Dumnezeu și stabilă. Aici este, în această învățătură, se apropie foarte mult și de ceea ce spunea Sfântul Grigorie de Nazianz, care spunea exact asta, că sfințenia propriu-zis echivalează cu o înaintare stabilă către Dumnezeu. De-abia când te sfințești, când intri în comuniune cu Dumnezeu, intri în mod stabil pe calea care duce în mod infinit spre el, ar completa Sfântul Grigorie de Nisa, accentuând acea infinitate a căii, propriu-zis. Ori, stabilitatea, și aici mă întorc la tratat din nou, trece și prin această necesitate a curățării, a purificării, care uneori implică și suferința. Și o imagine emblematică pentru această suferință este poate chiar icoana praznicului Învierii Domnului, cunoscută și ca icoana pogorârii la iad, în care vedem pe Hristos că calcă peste porțile iadului, este reprezentat călcând peste porțile iadului și trăgând de o mână, cu o mână pe Adam și cu o mână pe Eva. Îi trage înspre el. Exact cum Sfântul Grigorie de Nisa vorbește, vorbind despre această tragere și în multe icoane, în negrul acela reprezentat al iadului, se văd, apar elemente, sunt ca niște, apar, sunt propriu-zis
lacătele zdrobite și balamalele zdrobite și risipite ale porților iadului, dar ce este foarte interesant este că ele arată și seamănă cu niște elemente de supliciu, ca niște instrumente de tortură. Și din acest negru în care vezi presărate instrumente de tortură, din acest întuneric torturant, Hristos îi trage la el pe Adam și pe Eva de mâini. Și ca să subliniez importanța acestei trageri, acestei extragere, ar zice, o să trimit către un pasaj scurt din Sfântul Grigorie de Nisa, din acest tratat despre suflet și înviere, în care el spune așa, un pasaj minunat, în care el spune: și lucrarea iubirii n-are sfârșit, fiindcă nici binele nu are margini, așa că iubirea se sfârșește odată cu binele. Căci limita binelui nu e altceva decât contrariul lui, iar natura care nu acceptă răul va înainta spre binele nesfârșit și fără de margini. Da? Deci avem această imagine a progresului, iarăși infinit către Dumnezeu. Întrucât fiecare natură atrage către sine ceea ce îi este înrudit, iar omenirea e întrucâtva înrudită cu Dumnezeu, deoarece poartă în sine asemănarea cu originalul, și aici vorbim despre această teologie a chipului lui Dumnezeu din om, adică a capacității, a facultății omului de a le reflecta pe Dumnezeu, sufletul este atras în mod firesc către ceea ce e dumnezeesc și înrudit cu el, căci Dumnezeu păstrează cu orice preț ceea ce e al său. Și când sufletul este ușor și neîmpovărat, fiindcă nu-l apasă nicio trebuință trupească, drumul către acela care îl atrage la sine este blând și ușor. Dar când sufletul este țintuit de cele materiale, cu cuiele patimii, apropo de acele elemente din icoana pogorârii la iad sau învierii Domnului, care seamănă unele dintre ele chiar cu cuiele pătimirii, atunci cu el se întâmplă ca și cu trupurile strivite în grămezile de dărâmături pricinuite de un cutremur. Căci tot așa cum trupurile vor fi sfârșiate și vor îndura tot ce e mai chinuitor, întrucât molozul le apasă și cuiele le sfârșie din pricina forței apăsării, o astfel de suferință îmi pare a îndura și sufletul atunci când puterea dumnezeiască, din iubirea sa și pentru oameni, scoate din fărâmăturile materiale și trage la sine ceea ce e al său. Și e minunat că în acest pasaj vedem că, de fapt, ceea ce se întâmplă, se pune în act în această transformare a omului, este, de fapt, iubirea lui Dumnezeu. Nu este niciun forum, nu-i pedeapsă. E Dumnezeu care, propriu-zis, trage la el și, iubindu-l pe oameni, pe om, încearcă să tragă la el, evident, rupându-l de ceea ce pe om îl ține, propriu-zis, legat de pământ, legat de un material lipsit de Dumnezeu. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte remarcabilă publicată în colecția Spiritualitate Creștină din portofoliul editurii Herald, despre suflet și înviere, Grigorie de Nisa. Alături de noi a fost Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor, și mulțumim foarte mult pentru că a fost alături de noi și de această dată. Noi, nu uitați, ne dăm întâlnire la un nou eveniment editorial, un nou eveniment cultural în cadrul târgului de carte online Elephant Fest, care va ține din 27 până în 31 mai și unde editura Herald este prezentă cu foarte multe cărți. De altfel, și această carte despre suflet și înviere o puteți găsi atât pe site-ul elefant.ro cât și pe site-ul editurii Herald. Vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!